venit, prieteni, și bine v-am regăsit la o nouă ediție Alege Corect. Ne bucurăm să fim împreună cu dumneavoastră, indiferent când ne ascultați sau ne urmăriți. Este o bucurie de fiecare dată când putem să fim în fața dumneavoastră. Să vă prezentăm și să discutăm subiecte practice, subiecte care au de-a face cu dezvoltarea noastră personală, de ce nu spirituală, cu dezvoltarea caracterului nostru și cu Modul în care putem să luăm decizii atunci când stăm față în față cu dilemele uh, cotidiene. Uh, este trist să constatăm că, din păcate, integritatea a devenit parcă un lux în societatea în care, în care trăim. Cât de multă integritate există astăzi în societate. Gândiți-vă cât de multă integritate există astăzi în viețile dumneavoastră. Dacă ați fi pus într-o situație în care să alegeți fie elemente care vă sunt convenabile sau elemente care sunt corecte din anumite puncte de vedere, ce ați alege. Parcă tindem să alegem lucrurile convenabile, nu? Integritatea reprezintă o alegere. Iar astăzi, în minutele ce ne stau în față, dorim să punctăm câteva aspecte importante legate de subiectul acesta. Integritatea este sau nu este un lux moral? Mă bucur că astăzi, aici, alături de mine, în platoul emisiunii Alege Corect, să fie unul dintre colegii mei, și anume pastorul Andrei Bordeanu. Andrei, bun venit la Alege Corect! Mulțumesc pentru invitație, Cosmin. Sper să avem un timp de calitate împreună și să reușim să dăm răspunsuri satisfăcătoare la întrebările pe care tu deja le-ai pregătit. Da, mulțumim pentru că ai acceptat invitația. E pentru prima dată când ești pentru aici la, la, la lege sigur. Corect și sper să te simți bine ca să mai vii și data viitoare. Mulțumesc, cu drag. Uh, Andrei, înainte de a începe, spunea Socrate în felul următor, calea cea mai sigură către măreție este să fim în realitate ceea ce suntem în aparență. Așa că, dragi prieteni, cei care ne urmăriți pe rețele sociale, dacă aveți bucuria să interveniți în comentarii, fie că, da, că ne urmăriți pe Facebook sau pe YouTube, puteți să faceți lucrul acesta la rubrica de comentarii, să vă spuneți și dumneavoastră punctul de vedere. Andrei, hai să începem direct, pentru că nu avem cum să. Să discutăm tot subiectul sau să, să consumăm subiectul acesta în discuțiile noastre. Așa că te întreb, din punctul tău de vedere, ce mai reprezintă astăzi uh, integritatea? Acest cuvânt poate mai mult sau mai puțin mediatizat, mai mult sau mai puțin uh, înțeles. Din punctul tău de vedere, ce este integritatea? O să încercăm în ocazia asta să definim uh, într-un mod simplu, pentru ca toată lumea să înțeleagă ce este integritatea. Corect. Uh, iar dicționarul explicativ uh, ne zice că integritatea este însușirea de a fi integru, cinste, uh -huh. probitate sau incoruptibilitate. Uh. Uh, într-un mod simplu am putea să definim uh, integritatea să faci ce zici că faci. Aha. Pentru că există uneori nefericita situație în care promitem o grămadă de lucruri și nu le îndeplinim. E bine, a fi un om integru înseamnă să îndeplinești promisiunile pe care le faci și, mai mult decât atât, să crezi în valorile despre care vorbești și să le trăiești în viața ta. Pentru că uneori există situația aceasta să vorbești despre niște valori care dau bine, sunt frumoase, dar în realitate să nu crezi în ele și nici să le practici în, în viața ta. Probabil că fără integritate absolut nimic nu funcționează. Atunci când te-a pus să construiești o casă, faci o fundație solidă, pentru că altfel se prăbușește, exact. se prăbușește casa. Ei bine, o viață care contează, o viață care funcționează, este o viață care are ca fundament integritatea. Și asta este cel mai, cel mai, bun pentru, cel mai bine pentru dezvoltarea unui caracter bun. Sigur că... Îmi place da. ce ai spus. Adică integritatea este să fim ceea ce spunem că suntem. Sigur că da. De multe ori spunem că știi vorbele, spunea cineva, păi doar nu mă doare gura să spună. Da. Haideți să mergem puțin mai departe. Noi trebuie să recunoaștem că avem tot felul de presiune asupra noastră. Presiuni să fim, nu știu cum, să arătăm ca alții, să pozăm, să demonstrăm că suntem poate mai mult decât am fi. Cum putem să menținem integritatea personală? Adică să, să, să fim în realitate ce ne suntem, da? Cum putem să, să menținem această integritate în fața tuturor presiunilor, fie sociale, fie profesionale, care apar în viața noastră? Ce putem să facem să menținem integritatea aceasta? Evident, în societatea în care noi trăim astăzi, suntem supuși la o mulțime de presiuni și în urma presiunilor ne putem pierde valorile în care credem și pe care poate le-am practicat cândva în viața noastră. Există câteva elemente importante pe care le aș aminti în ocazia aceasta pentru a face față presiunilor și a ne păstra integritatea. Iar primul element la care m-am gândit este să reflectăm asupra, să ne luăm un timp și să reflectăm asupra valorilor pe care le avem. Să le identificăm și în același timp să corelăm practica noastră de fiecare zi cu aceste valori. Mai mult decât atât, ne putem asuma valorile. Uh -huh. Lucrul ăsta e extrem de important, să vorbim despre ele, oamenii să cunoască valorile pe care noi le avem. Și în felul acesta cred că putem să facem față uh, provocărilor care, care vin. Să fii consecvent. Adică, când nu mă vede nimeni, să fiu un om integru. Chiar atunci când sunt, nu știu, în camera mea sau, uh -huh, uh -huh. sau într-o situație în care sunt, sunt singur. În intimitatea familiei. În, în intimitatea da, familiei. Unde sigur sunt că în da, realitate sigur eu. Că, da. că, de fapt, adevărată integritate, știi cum se spune, o demonstrezi în familie cu, da, cu cei exact. care -ți sunt ap apropiați. Când te confrunți cu diferite situații dificile, ia în considerare implicațiile etice, morale și gândește-te care sunt consecințele unor acțiuni pe care le poți face. Și, în ultimul rând, înconjoară-te de prieteni care au aceleași valori uh -huh. ca și tine, care te ajută să nu Sigur. pozezi Sigur. cum ar vrea ei și cum ar dori ei. Da, interesant. Deci să ne asumăm valorile, să trăim valorile pe care le avem. Și să, să reflectăm asupra lor, să le identificăm, să vedem care sunt lucrurile cu adevărat importante pentru noi. Și atunci când le-ai identificat, cu siguranță poți face față presiunilor care vin de peste tot. Așa este. Mă gândeam în timp ce, ce vorbeai că, în general, sunt unii oameni care nu pun preț pe integritate adică pur și simplu nu, fie că nu înțeleg integritatea, fie că spun dacă ești un om integru, cu valori dacă ești ceea ce spui că ești în realitate, s-ar putea să mai ai succes da. ca să ai succes, trebuie să pozezi să fii altceva, altcineva și mai vreau să te întreb, care ar fi câteva dintre acele moduri mărunte sau detalii pentru care oamenii în primul rând, nu mai pun preț pe integritate și doi, la mână prin care integritatea ar putea să fie afectată? Care mm -hmm. sunt acele okay. elemente sau moduri? Înainte de a răspunde la întrebare, dăm voie să citesc un, un, sigur, text, sigur, un text biblic, sigur. pentru că sunt și pastor, sigur, și sigur, vreau să da. citesc un text din Te Scriptură. Rog. Din Evanghelia lui Matei, capitolul 16, versetul 26, și ce ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde Sufletul, sau ce ar da un om în schimb pentru Sufletul? Său. Foarte interesant Cosmin, ți-am promis că la ora 12 O să fiu aici la emisiune Puteam întâmpina Tot felul de evenimente nefericite Astfel încât să întârzii E, atunci când îmi pică fisa că nu o să ajung la timp, deși ți-am promis că o să ajung la ora 12 aici, pun mâna pe telefon, te sun și spun, Cosmin, știi ceva? Posibil să... E posibil să întârzi. Sau o să întârzi cu siguranță. E, lucrul ăsta nu prea mai e băgat în seamă astăzi. Atunci când promiți că ajungi la timp, ține-te sau măcar anunță uh, că nu poți să ajungi Adică te referi el. la promisiune, da, nu mai este... Că da, sigur că da, la promisiunile pe care le le facem. Un alt element, poate nebăgat în seama astăzi, să nu-mi trădez prietenii, uh -huh. să fiu loial. Chiar atunci când poate prietenii mei trec prin situații dificile, da, să fiu alături de ei, să nu-i trădez. și așa mai departe. Sau, un alt exemplu, e mai mult pentru tineri exemplul acesta, sunt în an terminal la facultate și evident trebuie să-mi fac lucrare de licență. Da. Și știi cum e, am fost colegi la, la facultate și atunci când intrăm în febra aceea, că trebuie să ne terminăm licența la timp, trebuie să petrecem timp în bibliotecă, să studiem. Ce alegi? Să faci efort, să studiezi și să-ți scrii lucrarea de licență sau să apelezi la un ghost writer. Cineva care să-ți facă lucrare de, de licență. Pentru că și astăzi, în societatea noastră, se vorbește foarte mult despre, uh -huh, despre uh -huh, treaba de. asta. Astea sunt câteva aspecte care astăzi poate nu mai sunt, nu mai sunt luate în seamă, dar care afectează integritatea. integritatea. Un alt element, căsătoria. Citeam o statistică din patru căsătorii care se realizează în România. Una dintre ele sfârșește prin divorț, hmm. da? Un alt element care astăzi nu mai e luat în seamă când vine vorba de integritatea noastră ca oameni. Mă gândeam în timp ce, ce spuneai de, de căsătorie, mă gândeam și la compromis. De câte ori nu facem compromis și de câte ori compromisul n-a ajuns să fie o chestiune normală. De câte ori nu vedem compromisul uh, la vârful ierarhiei societății. De câte ori nu facem noi compromis ca oameni. Da, în relațiile noastre cu ceilalți sau în activitățile de zi cu zi, uh, și mi se pare că de aici se dărâmă totul. Apare minciuna, apare, cum ai spus tu, probleme da, în ceea ce înseamnă uh, promisiunile, în ceea ce înseamnă căsătoria, în ceea ce înseamnă, da, legăturile cu ceilalți uh, și, da, sunt lucruri care distrug integritatea. Uh, în ce aspecte ar trebui să fie integră o persoană? Până unde ar trebui să, să mergem noi cu integritatea? Exist, există o limită? Ce zici? Uh -huh. Integritatea cred că ar trebui să fie prezentă în toate aspectele existenței noastre, în toate aspectele vieții noastre și nu ar trebui să fie o trăsătură sporadică, uh -huh. adică din când în când să fiu un om integru. Ci să existe o constanță în toate aspectele vieții noastre. Și ca pastor, cred că există uh, niște valori imoabile. Hmm. Uh, niște valori care nu se schimbă niciodată. Uh, observăm că în societatea noastră valorile din când în când sunt, sunt întoarse cu susul în jos. Unele valori se schimbă treptat și nici nu percepem lucrul ăsta. Uh, alte valori se schimbă peste noapte. Însă valorile Scripturii rămân acolo și nu există, nu există nicio excepție care să ne ofere posibilitatea să facem rabat de la valorile astea ale, ale Scripturii. Până unde merge integritatea? A fost o parte din întrebare. Da. Cred că integritatea trebuie să meargă până la capăt, chiar dacă o să am de suferit. Chiar dacă nu o să mă mai bucur de beneficiile de care m-am bucurat până atunci, cred că integritatea trebuie să meargă până la capăt. Uh, mai bine să sufăr eu, pentru că sunt un om integru și nu mă vând, decât să sufere adevărul, valorile, integritatea, din cauza faptului că le uh, fac rabat de la, uh, de la ele. Sau ca să fac o paranteză aici, mai bine time. sufăr eu pentru că sunt integru, decât să sufăr că am făcut compromis, că am făcut minciună, că am făcut lucruri negative, care, da. exact cum ai spus tu, da. sunt uh, reversul valorilor. Da. Iar integritatea e normal, cere curaj, cere etică, moralitate, voință, asumare. Doar în felul acesta putem să putem să facem față acestei provocări. Bun simț. Sigur. Ai vorbit de valori biblice. Da. Valorile biblice sau integritatea pe care eu vreau să o am în viața mea vin și în urma valorilor biblice, adică tu, în calitate de pastor, vorbești de valorile biblice, promovezi valorile biblice, așa da. cum sunt ele găsite în, în Sfânta Scriptură: bunătate, dragoste, iubire de oameni, iertare și așa mai departe. Toate astea însumate. Mă ajută să fiu integru? Și cum? Sigur că da. Cosmin, în natura noastră, nu avem aceste valori pe care le găsim pe paginile Sfintelor Scripturi. Așa este. Noi, de obicei, suntem oameni egoiști, vrem ca toate darurile bune să fie pentru noi, pentru familiile noastre și așa mai departe. Ei, Atunci, când citim Scriptura și descoperim că aceste valori sunt importante, atunci noi trebuie să aliniem practica vieții noastre la aceste, la aceste valori. Și în urma acestor valori, ne vom bucura de o calitate crescută a vieții și vom trăi o viață cu sens, o viață care hmm. contează. Așa este, așa este. Uite, hai să schimbăm puțin registru, să mergem puțin și la relațiile cu ceilalți. Um, noi suntem ființe sociale, avem nevoie de relații cu ceilalți, avem nevoie, suntem ființe uh, uh, sociale și uh, relațiile cu cei din jur ne ajută. Și mă vreau să te întreb, de ce crezi că am avea nevoie de integritate în relațiile cu ceilalți? Nu putem să jonglăm așa puțin? Modul în care noi relaționăm cu ceilalți se întâmplă prin trei direcții. Prin Așa. gânduri, prin vorbe și prin acțiuni. Hmm, interesant. Ei bine, de fiecare dată când avem un gând, de fiecare dată când spunem o vorbă, când facem o acțiune, plantăm acolo o sămânță care va aduce la un moment dat un rod printr-un rezultat. Iar rezultatul acesta va fi întotdeauna direct proporțional cu sămânța pe care am plantat-o acolo. Exact. Dacă eu în gândurile mele plantez sămânța integrității, dacă în vorbele mele plantez această sămânță, în acțiunile mele, atunci relațiile cu cei din jurul meu vor fi unele de calitate. Vom fi apreciați, vom fi respectați și ne vom bucura de, de relații frumoase. În general, se spune că e bine să mai și să nu ți adevărat, îți arăți adevărata față atunci când da. ești cu cineva. Sau să spune că se spune că atunci când ai o primă impresie cu cineva la o primă știu eu, întâlnire, e bine să nu știu, să fie alt, adică să demonstrezi, să pui mult să să demonstrezi că ești Altcinever. diferit. Da, să faci, lași o impresie bună. Ori lăsarea de impresie bună e numai la început, sau după aia poți să mai fi și altcineva. Adică, de ce doar prima impresie contează în, în, în viața de zi cu zi, în, în concepția noastră a oamenilor? E foarte adevărat zicerea asta. Românească. Nu știu exact dacă e românească, dar să zicem așa, că prima impresie contează, pentru că în felul acesta vom putea fi percepuți și tratați de, de ceilalți. Însă, atunci când pozez în ceea ce nu sunt, mă poate ajuta pe termen scurt. Adică mă pot bucura pe termen scurt de apreciere, de respect, pot să am anumite beneficii în viața socială sau în viața personală în urma acestei prefăcătorii, mm. dacă o numim în felul acesta. Da? Mă poate ajuta pe termen scurt, însă până la urmă tot îți vei da arama pe față. Până la urmă nu te poți ascunde la, la infinit și oamenii vor descoperi că de fapt tu ești, tu ești altcineva. Și atunci îți pierzi credibilitatea, nu mai ești luat în seamă, nu mai ești respectat și lista poate continua. Dacă vine la tine cineva și te întreabă, ai vorbit de integritate, foarte frumos, um. Uite, mie merge bine în viața aceasta, și fără integritate, ce ei răspunde? Sigur că da, poate să-ți meargă bine, fără integritate, cum spuneam mai devreme, pe, pe termen scurt. A, el sau poate să-ți spună... să meargă toată viața. Aha. Bine. E posibil, e posibil. prin absurd, Sau aproape toată. Da, da, sau da, da. aproape toată. O perioadă mare din viața, toată, toată da. viața ta. Însă, întotdeauna vei trăi acea frustrare. A faptului că nu ești un om autentic. Și mai mult decât atât, pentru că e o emisiune creștină, noi sperăm și într-o viață viitoare, o viață veșnică. Și este numai necesar să trăim cu integritate pentru a beneficia de acea viață pe care Dumnezeu a promis-o. Adică de ne dezvoltăm caracterul în pofida aceasta, nu? Sigur. În mod practic. Prin ce metode eu pot să ajung să-mi păstrez sau să-mi dezvolt sau să-mi cultiv integritatea? Dacă deja am integritate și îmi place să trăiesc în felul, în felul acesta, ce, fac, ce pot să fac să-mi păstrez? Dar dacă cumva mai mă modelez și după alte lucruri în afară de integritate, ce pot să fac să-mi cultiv de acum încolo uh, integritatea? Uh -huh. Sunt câteva lucruri practice care ne pot, ne pot ajuta în direcția aceasta și putem începe cu lucrurile mici, adică hmm. prin a ne îndeplini promisiunile pe care le facem. Asta e un lucru mic, stă cumva la baza la baza integrității. Da? Dacă până acum nu prea m-am ținut de promisiunile pe care le-am făcut, de acum încolo să încerc să, să le îndeplinesc. Un alt element extrem de important să încerci să eviți minciunile albe. Adică? Adică minciunile prin omisiune. Aș avea posibilitatea să spun adevărul, dar evit să-l spun. Încep să filozofez, cum mai sigur spun că da, el. Sigur că da, sigur. Și în felul acesta, evitând să, să mă comport în felul acesta, pot să fiu un om integru, să nu faci promisiuni dacă știi că nu te ții de ele pur și simplu nu le face. Evită. Evită să faci lucrul ăsta. Să fii transparent în, în relațiile tale. Dacă poți să faci un lucru, ok, pot să-l fac. Dacă nu pot să-l fac, de asemenea să fiu transparent și să spun, domnule, și să înveți să spui nu. Nu pot să fac lucrul, lucrul acesta și să nu lași în mod voit o impresie greșită despre cineva sau despre ceva. Astea ar fi câteva lucruri practice care ne pot, ne pot ajuta să, să ne păstrăm integritatea. Ai zis să învățăm să spunem nu. Eu cred că aici putem să mergem mai mult decât, decât la suprafață. Să învățăm să spunem nu în sensul în care putem să, să ne apărăm de lucrurile negative. Să spui nu la minciună, să spui nu la compromis, să spui nu atunci când ceilalți încearcă să te ghideze pe o direcție nu tocmai potrivită. Și eu cred că asta, dacă îmi permiți, eu cred că și asta înseamnă integritate. Sigur. Sigur. Să poți S respinge anumite, lucruri, anumite influențe care te pot... Influențe negative, pot da. Infecta, evident. Mm. Andrei, timpul nostru se cam uh, scurge. Vreau să mulțumesc mult de prezența în emisiune. Sper că integritatea să fie una dintre valorile pe care să le promovezi și tu mai departe în, în, activitățile, tale, în activitățile tale, în tot ceea ce faci tu, și să-i ajut pe alții să iau o decizie bună în ceea ce înseamnă integritatea. Mulțumesc mult pentru că ai acceptat invitația. Să ai succes în tot ceea ce faci. Mulțumesc foarte mult pentru invitație, a fost o plăcere să dialogăm împreună. Atunci, dacă a fost o plăcere, te mai aștept și data viitoare la o, la o altă ediție și cu un alt subiect. Cu drag. Mulțumesc frumos. Dragi prieteni, cam aceasta a fost întâlnirea noastră. Un subiect destul de dificil. Integritatea nu neapărat de dificil de discutat, ci de dificil de pus în practică. Pentru că societatea aceasta nu, ne, nu, nu nu găsim uh, foarte multe îndemnuri de a fi persoane în care, în care să acceptăm integritatea. Dar atâta timp cât avem valorile profunde și valorile serioase, valorile de ce nu bazate pe, pe adevărurile din Sfânta Scriptură, atunci putem să fim persoane integre. Și asta vă, vă încurajez și pe dumneavoastră să alegeți să fim persoane uh, și să fiți persoane integre. Până la urmă, ține de datoria noastră și ține de alegerea noastră dacă vrem să nu, sau nu să fim persoane integre. Mulțumesc tuturor celor care v-ați uitat la emisiune. Nu uitați că puteți să urmăriți această emisiune și în, în arhiva uh, de pe site-ul web uh, proiecten.ro sau, de ce nu, pe pagina de YouTube, acolo îmi puteți să găsiți și alte materiale video și alte emisiuni. Mulțumim tuturor celor care au răspuns în comentarii și și-au spus punctul de vedere, cei care v-ați uitat pe rețele sociale, cei care ne-ați ascultat sau ne-ați urmărit la TV, mulțumim foarte mult pentru lucrul acesta, să aveți succes în ceea ce faceți, să nu uitați să fiți persoane integre, de ce nu începeți chiar acum. Să aveți parte de tot ce este mai bun și ca de fiecare dată vă spun, nu uitați, indiferent ce faceți, să alegeți corect. Până data viitoare, la revedere!